Cele mai mari probleme cu care se confruntă bătrânii din Timișoara sunt lipsa banilor, mai exact ce le-a luat statul român în ultima perioadă din pensii. Și hoții de buzunare care îi atacă în piețe și în mijloacele de transport în comun le dau bătăi de cap bătrânilor noștri. Subprefectul de Timiș, Liliana Oneț, a fost astăzi mediator între mai multe organizații din care fac parte persoanele vârstnice din Timiș și instituțiile statului. Noi, odată pe săptămână, ne întrunim în comisia care are loc la nivelul prefecturii Timiș și care are ca invitați pe vârstnici. În aceste comisii se dezbat de obicei probleme legate de sănătate, pensii, siguranța cetățeanului. În general, temele de dezbatere sunt propuse de către dânșii. Astăzi, de exemplu, am discutat și am avut ca invitat reprezentantul Casei de Pensii, care a făcut câteva precizări vis-a-vis de restituirea contribuțiilor la asigurările de sănătate care au fost reținute pensionarilor care au pensii peste 7500 de lei. Da, există la Spitalul Județean aparatul pentru distrugerea pietrelor la rinichi, care de câte ori merg pacienții, li se spune că este stricat. Spre mirarea mea, astăzi, cu bunăvoința doamnei subprefect, de la Casa de Sănătate, ni se spune că funcționează. Deci acum noi dorim ca acești pacienți care ne-au sesizat pe noi să meargă mai departe și să verifice situația de la spital, dacă este... Iar în ceea ce privește spitalul de pe loc, vreau să vă spun că această fizioterapie funcționează, doar câte 4 proceduri, dar nu și parafina și celelalte. În legătură cu sănătatea. În legătură cu sănătatea, așa cum am spus, se derulează bine programul. Noi, ca punct, avem și aici ca să se renunțe în totalitate la contribuția, la reținerea contribuției de 5,5 pentru sănătate, deoarece pensionarii și-au plătit aceste contribuții în întreaga lor activitate. Toate problemele se pot rezolva, indiferent care sunt, dar și acestea două se pot rezolva, totul depinde de o voință politică. Deci sunt lucruri care se rezolvă la nivel central, la nivel de guvern, la nivel de parlament. Noi, ca și Casa Județeană de Pensii, nu avem de făcut decât să punem în aplicare legile pe care le vor lua organismele respective. Referitor la restituirea contribuției de asigurări de sociale de sănătate în această perioadă, este vorba de un număr de aproape 70.000 de pensionari, cărora li se restituie în aceste 3 luni, iunie, iulie și august, aproximativ 2.675.000 de lei în fiecare lună. Întâlnirea a avut loc în sediul instituției prefectului.